Salut tuturor, sunt Andy și bine ați venit la un nou videoclip. Și astăzi avem de gând să facem un videoclip pe care eu l-am în minte de ceva timp. Și acesta se numește Cărți pe care vreau să le recitesc. În acest videoclip o să vă prezint cărți, unele se întind pe trilogii, pe care vreau să le recitesc nu acum, ci pur și simplu la un moment dat în viață. Majoritatea sunt cărți sau trilogii care pur și simplu m-au marcat și a schimbat ceva în mine și care mi-au plăcut foarte mult la acel moment în care le-am citit și sunt foarte curios dacă peste ani când o să le recitesc pur și simplu o să mi se schimbe părerea sau o să le văd altfel sau o să le văd la fel. Iar aici am creat o mică listă, probabil sunt mai multe doar că nu-mi dau eu seama acum, de cărți pe care aș vrea să le apuc să le recitesc la un moment dat în viața asta, să pur și simplu văd cum mi s-ar părea. De câteva v-am mai spus și în alte videoclipuri, pe unele o să le vedeți acum, de obicei nu sunt chiar adeptul recitirii, mi se pare. Într-un fel pierde de timp, ai putea să citești altceva, doar că sunt pur și simplu câteva cărți la care aș vrea să mă întorc în viața asta. Anyway, fără alte introduceri, pur și simplu haideți să dăm drumul pentru că sunt curios să vorbesc despre ele. Prima carte pe care o am este History is All You Left Me de Adam Silvera. Cartea asta nu o am în format fizic pentru că este la Cluj. Cartea asta nu plănuiesc să recitesc curând, am citit-o acum vreo 2 ani și încă simt că este prea emotional pentru a putea să-i dau un reread. M-a sensibilizat și emoționat și a afectat foarte mult la momentul în care am citit-o, încât încă simt că nu pot să o reiau. Este o carte extrem tristă, cu un subiect trist, o carte la care am plâns de o grămadă de ori și care este efectiv cartea mea preferată. Am tot vorbit despre ea pe canal, mergeți și citiți-o, este și tradusă la noi în română. Este vorba despre doi băieți care au fost împreună și s-au despărțit, iar unul dintre ei moare și acum celălalt trebuie pur și simplu să treacă peste acest lucru și să se lupte cu acest lucru. Și cartea este povestită atât din timeline-ul de acum, după ce el a murit, cât și din timeline-ul în care ei doi erau împreună, ceea ce o face destul de mai tristă. Vreau să recitesc pentru că sunt curios dacă peste ceva timp o să rămână tot cartea mea preferată sau o să schimb părerea total despre ea. De asemenea, vreau să văd cum m-ar afecta povestea peste câțiva ani și vreau să văd dacă peste pur și simplu câțiva ani va fi la fel sau va fi pur și simplu diferit. Ok, următoarea carte este O lume fără tine de Beth Ravis. Sincer, nici eu nu mă așteptam ca această carte să ajungă în lista asta. Atunci când am citit-o nu m-a impresionat extrem de tare, doar că cu cât au trecut anii și cu cât m-am tot gândit la ea, mi se pare foarte interesantă dualitatea pe care o aduce, pentru că la un moment dat pur și simplu nu-ți dai seama dacă tot ce se întâmplă în această carte este o imaginație sau este realitate și care este faza cu toți copiii ăștia și sfârșitul te lasă destul de mult în pantă și sunt curios pur și simplu cum aș reuși să percep cartea și finalul după câțiva ani, după ce am citit mai multe cărți, după ce m-am mai maturizat, pur și simplu cum aș înțelege finalul și cum aș revedea-o, pentru că este o carte care îți dă extrem de mult de gândit și o carte care chiar rămâne imprimată în mintea ta în momentul în care o termini, nu poți să treci pur și simplu peste ea și să o uiți. Cartea aduce foarte multe întrebări importante, cum ar fi dacă tot ce se întâmplă în ea este real, dacă personajul principal doar își imaginează, avem copii cu supraputeri în ea, avem o poveste de dragoste. Personajul principal trebuie să ducă să-și caute iubita care este pierdută în alt timp. Pur și simplu este foarte interesant și e foarte interesant modul în care se joacă cu mintea ta și în care pur și simplu te face să pui o grămadă de întrebări. Chiar sunt curios să văd cum aș percepe-o peste câțiva ani. Următoarea trilogie este o trilogie pe care am terminat-o recent, doar că pur și simplu știu că trebuie să o recitesc la un moment dat în viață și aceea este Sight de Neil Schusterman. Am recenzie pentru toate trei cărțile și de asemenea volumul 2 urmează să apară pe 23 septembrie la noi. Se numește Tunetul, să mergeți să-l cumpăr și să-l citiți și să vă uitați la recenzia mea pentru că sunt foarte mult de ea. Simt că trebuie neapărat să recitesc Sight la un moment dat în viața asta pentru că le-am citit acum pe toate trei in a row, mi-au plăcut extrem de mult și pur și simplu au fost atât de bune încât îmi vine să le iau să le recitesc pentru că pur și simplu simt că I missed out on some things. Este pur și simplu o trilogie perfectă de la început până la sfârșit. Lumea este foarte inteligent creată și foarte bine făcută și pur și simplu mi se pare una dintre trilogii perfecte pe care am citit-o și n-am de gând să insist pe ea pentru că am vorbit în ultimele videoclipuri excesiv și probabil v-ați săturat și voi să mă tot auziți despre Sight, Secera și Tunetul în română, mergeți și cumpărați-le și citiți-le. Următoarea carte este o carte despre care pur și simplu spun că o să recitesc de vreo câțiva ani încoace și aceea este Îți voi dărui soarele de Jenty Nelson, care este una dintre cărțile mele preferate și având în vedere că am citit-o undeva prin clasa noua, deja începe să mi se pare ciudat să mai zic că este una dintre cărțile mele preferate pentru că simt că a trecut atât de mult timp de când am citit-o, încât deja am uitat foarte multe lucruri din ea. Singurul
lucru pe care mi-l amintesc este faptul că este vorba despre doi frați, că povestirea este în doi ani diferiți și că pur și simplu vedem relația fraților în acei ani și cum ambii se maturizează și cum devin ei. Și este o poveste foarte frumoasă și foarte heartwarming. Îmi place extrem de mult cum e scrisă cartea, sincer, asta a fost ceea ce m-a fascinat încă când am citit-o prima oară. Mi se pare pur și simplu că este scrisă așa, ca un fel de poezie, nu știu, pur și simplu writing style-ul este superb. De asemenea, este destul de tristă, doar că nu mereu, are de toate, sincer. Și pur și simplu mi se pare foarte frumoasă relația dintre frați și am în vedere că au trecut atâția ani de când am citit-o, aproape 4 ani, cred. Nu știu, mate. Pur și simplu am nevoie să o recitesc pentru a reuși să amintesc ce se întâmplă și pentru a fi sigur dacă încă mai este una dintre preferatele mele, pentru că au trecut foarte mult timp și am citit foarte multe cărți și s-ar putea să nu mai aibă același impact asupra mea pe care l-a avut atunci și atunci pur și simplu simt că este nevoie de un reread pentru a vedea dacă încă va mai avea același impact asupra mea. Nici măcar nu este o carte atât de lungă, aș putea să o termin repede dacă m-aș apuca de ea, doar că încă mai vreau să las ceva timp să pur și simplu citesc mai multe și apoi să mă întorc la ea să văd cum e. Dar oricum sunt foarte nerăbdător să le citesc și clar nu o să părăsesc lumea asta fără să le citesc că-ți voi dărui soarele. Următoarea carte este una dintre cărțile mele preferate din toate timpurile, de la una dintre autoarele mele preferate din toate timpurile și această carte pur și simplu m-a impresionat în momentul în care am citit-o prima dată și sincer am mai vrut să o recitesc și acum după ce am văzut filmul, doar că pur și simplu povestea este atât de dură și atât de tristă încât mi este foarte frică să o recitesc pentru că mi-e frică de modul în care m-ar putea afecta. Atunci când am citit-o prima oară n-a fost afectat atât de mult de ceea ce se întâmplă, doar că cu cât am crescut și am văzut viața și am văzut experiențe, pur și simplu toată ideea asta în care se învârte cartea mă afectează extrem de tare și de aceea am fost puțin reticent să văd și filmul, doar că am reușit să trec prin el, doar că pur și simplu simt că romanul lovește altfel față de cum lovește filmul și atunci mă puțin mai greu să mă reîntorc în roman și pur și simplu să citesc tot spectrul ăsta al emoțiilor pe care îl are Finch și pe care îl are și Violet. Doar că o să le citesc la un moment dat, pentru că asta este altă carte pe care am citit-o când eram destul de mic și poate când nu puteam să percep atât de bine ceea ce se întâmplă în ea și o citeam destul de superficial. Deci nu mai amintesc foarte multe lucruri care s-au întâmplat în ea. Sunt curios dacă acum, după ani de atunci, aș percepe la fel sau pur și simplu aș vedea-o altfel și o să le citesc la un moment dat în momentul în care mă simt pregătit. Doar că faptul că am participat la discuția aceea cu Jennifer Niven din cadrul festivalului YA m-a făcut să, într-un fel, fie dor de lumea asta, mai ales că i-a spus că este o carte extrem de personală și o carte care provine din viața ei. Următorul roman este alt roman care este printre preferatele mele și acela este More Than This de Patrick Ness și am vorbit despre ea în ultimele clipuri extrem de mult pentru că, într-un fel, mi-este dor de ea și sunt sigur că o să recitesc la un moment dat. Pur și simplu, asta mi se pare una dintre cele mai inteligente cărți scrise pe care le-am citit. S-ar putea să fie chiar a doua cea mai inteligentă după Sight. Pur și simplu îmi place extrem de mult cum Patrick Ness a țesut lumea și a gândit acest plot care este extrem de fucked up, pornind de la o idee care este foarte fucked up. De asemenea, mi se pare foarte interesant cum, cu toate că nu a avut chiar atât de mult teren, având în vedere că personajul principal se trezește într-un oraș în care este singur, a reușit să creeze o lume atât de interesantă și o intrigă atât de tare, încât pur și simplu nu puteai să lași jos cartea din mână. Atunci când am început-o, a fost un reading slam destul de mare și m-a ajutat într-un fel pentru că m-a ținut foarte mult în suspans, cu toate că am citit-o și pe ea destul de greu, a fost foarte tare și îmi pare rău că nu este tradusă la noi, sincer, pentru că mi se pare că, pur și simplu, foarte multă lume ar trebui să o citească, pentru că mi se pare extrem de interesant cum Patrick Ness a creat întreaga lume, a creat întregul plot și l-a făcut să aibă sens și cu toate că de foarte multe ori ne-a dus pe străduțe înguste și nu ne puteam da seama de foarte multe lucruri care se întâmplă, totuși, cumva, la final, tot a avut sens și totul, pur și simplu, a fost pus cap la cap într-un mod extrem de fucked up. Cred că n-am mai citit de mult un roman atât de fucked up ca ăsta și chiar și după ce l-am terminat n-am mai citit ceva atât de fucked up și care pur și simplu să mă lase așa, gen what the hell just happened. Este o carte foarte bună și cu romanul ăsta Patrick Ness efectiv a intrat în topul autorilor mei preferat și vreau să citesc foarte multe cărți de la el doar că n-apuc. Următoarea carte vreau să le citesc din cauza serialului și aceea este Căutând-o pe Alaska de John Green. Am vorbit despre ea în multe videoclipuri și mai ales în videoclipul meu cu rankingurile cărților pe
care le-am citit, am vorbit despre ea și am spus că oricât de mult ar urua lumea, totul să rămână între cărțile mele preferate, pentru că este printre primele cărți pe care le-am citit. Și lucru care mă face să vreau să le citesc este serialul. Eu n-am putut să termin serialul pentru că nu mi-a plăcut și toată lumea mi-a spus că pur și simplu serialul este oglinda cărții și că sunt aproape 1-1. Și atunci faptul că m-a plictisit serialul și nu mi-a plăcut mă face destul de curios despre cum mi s-ar părea cartea acum, dacă m-ar plictisi, dacă tot mi-ar plăcea la fel de mult, pentru că John Green este unul dintre autorii mei preferați și îmi place enorm de mult cum scrie. Și atunci mă gândesc că poate totuși mi-ar plăcea cartea în continuare, pentru că este writing style-ul lui și pur și simplu Căutând pe Alaska este una dintre cele mai bine scrise cărți pe care le-am citit. Și nu spun asta numai din cauza quote-urilor drăguțe pe care le postăm noi peste tot pe Instagram. Pur și simplu mi se pare una dintre cele mai frumos scrise cărți pe care le-am citit împreună cu Zvoidărui Soarele și I don't know, poate Foarte Timp Bucăți. Și de aceea aș vrea să o recitesc și să văd cam cum aș percepe acum toată povestea, pentru că sincer atunci când am citit-o eram destul de mic, cred că eram în clasa 7-a, deci au trecut o grămadă de ani de atunci și am citit și altele, mi-au mai schimbat și gusturile și ar fi foarte interesant să o recitesc acum, să văd pur și simplu cum mi s-ar părea tot. Dacă ar fi să recitesc următoarea carte pe care am de gând să vă arăt, adică Ținutul Țânțarilor de David Arnold, ar fi efectiv a treia oară când o iau în mână. Cu cartea asta cred că am avut cel mai interesant parcurs. Am început-o într-o vară și nu mi-a plăcut. Am lăsat-o, după am reluat-o la câteva luni și pur și simplu m-am îndrăgostit de ea. Am tot vorbit despre ea pe canal, este una dintre cărțile mele preferate din toate timpurile și pur și simplu aș vrea să o recitesc, pentru că mi se pare pur și simplu unică în rândul cărților pe care le-am citit. Adică am mai citit după aia cărți în care era vorba despre dragostea de familie, doar că nu am mai citit cărți care se bazează numai pe dragostea dintre familie. Și această carte arată foarte bine relația mamă-fică și într-un fel îmi amintește foarte mult de filmul Lady Bird, și Lady Bird este alt coming of age story în care se prezintă relația dintre o mamă și o fică, la fel cum se prezintă și aici. Și pur și simplu toată cartea asta este un roller coaster de emoții și asta mi-a plăcut foarte mult la ea. Am citit-o undeva în clasa a 10-a și pur și simplu sunt foarte curios cum mi s-ar părea acum dacă aș relua și pur și simplu aș citi o cap-coadă, pentru că acum stau și realizez că eu n-am citit o cap-coadă, am citit prima jumătate în vară și după cealaltă jumătate am citit-o în iarnă. Deci teoretic n-am reușit să o reiau. Așa că dacă aș reciti cartea asta, pur și simplu aș citi o cap-coadă pentru prima dată și aș putea să văd foarte bine povestea față de cum am văzut-o atunci. Ok, și pe ultimele două locuri se află două trilogii, trilogii care sunt foarte dragi mie, iar prima este The Hunger Games de Suzanne Collins, despre care am mai spus că vreau să o recitesc. Țin aici volumul al doilea, pentru că oricum volumul al doilea este preferatul meu și a fost și cel mai ușor de luat și vreau să recitesc extrem de mult cartea asta, pentru că pur și simplu a lăsat un impact foarte mare pe mine și au trecut foarte mulți ani de când le-am citit. Le-am citit undeva în clasa 8-a, mai ales acum că am terminat și Balada Șerpilor și a Păsărilor Cântătoare. Pur și simplu sunt curios să recitesc trilogia, pentru că într-un fel mă gândesc că ar fi trebuit să o recitesc înainte să citesc Balada, pentru că simt că n-am putut să mă bucur foarte mult de Balada, pentru că într-un fel se lega de unele chestii de aici, cu toate că sunt la 30 de ani distanță. Și pur și simplu faptul că am citit Balada și am revăzut filmele Hunger Games mi-a redat pofta de Hunger Games, mai ales că asta mi se pare o trilogie perfectă și pur și simplu mi se pare o trilogie mandatory pe care orice cititor ar trebui să o citească. De aceea simt că Hunger Games trebuie să primească un reread de la mine. Și plus că am citit când eram în clasa 8-a, din nou probabil am citit super superficial numai pentru acțiune și n-am reușit să văd cu adevărat inside-urile și the depth of the horror world. Și plus că acum când am citit Balada și am văzut atât de multe lucruri din lume, e pur și simplu dor de tot Hunger Games-ul și de Katniss și de efectiv toată lumea și am găsit un semn de carte aici. Pur și simplu sunt foarte curios să recitesc tot. Dacă n-ați citit trilogia de Hunger Games, nu știu ce mai stați, mergeți pur și simplu și luați citițile, mai ales că acum sunt și în niște versiuni noi foarte drăguțe pe care sincer nu vine să le cumpăr. Și ultima trilogie de pe lista mea este o trilogie pe care vreau să o recitesc de foarte mult timp și aceea este Dispozitive Infernale de Cassandra Clare. Dacă mă cunoașteți, știți că asta este trilogia mea preferată din toate timpurile. Sincer, mi se pare că mi-am pierdut momentul de a o reciti, pentru că anul ăsta am citit Chain of Gold și este pur și simplu continuarea acestei trilogii și trebuia să recitesc toată trilogia asta înainte de Chain of Gold ca să pot să, într-un fel, intru în lumea. Nu că n-a fost enjoyable Chain of Gold fără să recitesc astea, doar că ar fi fost pur și simplu momentul perfect anul ăsta și mi-am pierdut șansa pentru că am vrut să citesc alte cărți și îmi pare rău într-un fel, doar că în alt fel nu. Plus că aș vrea să recitesc astea pentru a le face recenzie pe canal, pentru că am recenzie la restul cărților Cassandra, doar că n-am recenzie la cărțile care mi-au plăcut cel mai mult de la Cassandra și atunci Îngerul Mecanic, Prințul Mecanic și Prințesa Mecanică sunt cărțile mele preferate de la ea, mai ales Prințesa Mecanică care pur și simplu este care
cartea mea preferată de la Gen este number one. Și atunci aș vrea să le fac recenzii pentru voi. Aș vrea să-i revăd pe Gem, pe Tessa și pe Will în toată splendoarea lor, nu în 2-3 scene din Chain of Gold. Și pur și simplu aș vrea să mă reîntorc în lumea asta, adică m-am reîntors acum cu Chain of Gold și mi se face tot mai dor. Și din nou, pe lângă astea toate, Îngerul Mecanic a citit-o undeva în, nici nu mai știu când, cred că a 8-a spre a 9-a, atât de extrem de mult timp. Și acum cum le recitam, am pur și simplu realizat că nu mai amintesc nimic din ele. Și faptul că nu mai amintesc aproape nimic din trilogia mea preferată este ca o crimă. Și atunci trebuie neapărat să le recitesc pentru a-mi aminti. Și pentru pur și simplu a mă reîntoarce în lumea asta, în Londra victoriană, în victorianismul pe care studiez anul ăsta la facultate. Pur și simplu îmi doresc să le recitesc extrem de mult și cel mai probabil o să se întâmple, nu zic curând, dar undeva în următorii ani. Ok, acesta a fost videoclipul meu cu cărțile pe care vreau să le recitesc. Ar vrea să-mi spuneți ce cărți avea voi să recitiți și dacă recitiți de obicei sau pur și simplu le citiți odată și vă mutați spre altceva. Să dați like acest videoclip, să dați share, să abonați la canalul meu, să-mi dați follow pe Instagram. De asemenea, să clicați celelalte link-uri de jos din descriere, mai ales cele cu site-urile de cărți, unde dacă apăsați pe link-ul meu puteți să comandați cărți și o parte din sumă va veni la mine. Eu sunt Andy, fac videoclipuri în fiecare duminică și pe timpul săptămânii recenzii. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa!